Bine, m-am găsit la TV Buzău, la A Patra Putere. Continuăm seria prelorii telespectatorilor care să participe la concursul organizat de TV Buzău de sărbători, nu înainte de a discuta și despre problemele din traficul rutier buzoian. De aceea, în studioul TV Buzău se află un reprezentant al IPJ. Este vorba despre comisarul șef Silviu Dinu, este șeful biroului Drumuri Naționale din cadrul Poliției Rutiere. Bună seara, bine ați revenit, domnul Dinu. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație și totodată adresez și cele mai bune gânduri telespectatorilor dumneavoastră. Da, pe care îi așteptăm, dar nu chiar din acest moment. Rămâneți, fiți atenți la emisiunea noastră. În momentul în care vom anunța, vom avea două părți, iar în momentul în care vom anunța semnalul acela de concurs, în prima parte avem trei câștigători, în a doua parte doi câștigători. În această seară vom înscrie trei telespectatori pentru marea extragere de pe 23 decembrie, iar alți doi telespectatori care vor reuși să intervină în direct vor câștiga o cină pentru seara de 19 decembrie, sâmbătă 19 decembrie, la un restaurant din orașul nostru. Bun. Sunt multe de discutat pentru că este sfârșit de an, bilanțul în cifre nu este făcut, evident, pentru că acesta va fi undeva o oră mai spre sfârșitul anului efectiv, la zilele 20 decembrie sau în ianuarie. Oricum, dumneavoastră aveți o imagine de ansamblu asupra problematicii rutiere, mai ales pe drumuri naționale. Pentru că eu vreau să vă întreb, în primul rând, cum ați caracteriza anul acesta din punct de vedere al activității, al neregulilor constatate? E vreo schimbare față de anul 2014? Da, aș putea spune că în acest an noi am sesizat o intensificare a traficului rutier, în principal pe DN2, pe Drumul Național 2, pe relația către Moldova. Și în general această senzație am avut-o împreună cu colegii mei, întrucât aș putea spune că vis-a-vis de anul 2014, chiar 2013, probabil că și din cauza sau datorită unei creșteri economice, ca să spun așa, s-au creat condiții pentru creșterea numărului de autovehicule, pentru intensificarea acestui trafic rutier, ceea ce, din păcate, ne-au și creat probleme, pe de-o parte, și au această intensificare a condus la un număr mai mare de evenimente rutiere soldate cu victime omenești. Da, încă o dată, poate că spunem de șoseaua morții, nu? Nu numai, ca o particularitate pentru acest an, în contextul actual al dinamicii acestor accidente, totuși DN2-ul a înregistrat o scădere. Spun ca o particularitate pentru că, așa cum vom mai discuta probabil pe parcursul acestei emisiuni, celelalte drumuri și, în principal, cele două municipii. Pe rata celor două municipii s-au produs mai multe accidente și dacă în ceilalți ani, de regulă, DN2-ul dădea cele mai multe accidente grave, în acest an a cunoscut o scădere. Totuși, pe ansamblu, așa cum am spus mai devreme, din păcate am înregistrat mai multe accidente rutiere grave comparativ cu anii trecuți. Da. Și în privința abaterilor, care ar fi primele în top? Da, ca abateri s-au păstrat. Avem aceeași viteză excesivă, viteză neregulamentară, avem indisciplina pietonală care ne-a dat bătăi de cap, să spun așa, între ghilimele. Și pe raza, în special în mediul urban, avem neacordarea priorității de trecere a pietonilor, neacordarea priorității auto, indisciplina bicicliștilor. Deci cam acestea ar fi principalele cauze pe care ne-am și axat, de fapt, în activitățile noastre. Am încercat atât preventiv și reactiv să domolim, să stopăm acest trend ascendent prin activități susținute și vom încerca și în perioada următoare, mai ales că în această săptămână, aș fi vrut să spun mai târziu, dar o spun de acum, în această săptămână am demarat câteva acțiuni tematice care vreau să cred că vor avea efect stoparea trendului ascendent al acestor evenimente rutiere. Bun, în privința activităților preventive, aș vrea să mă întreb dacă puteți să faceți o comparație în privința abaterilor, pentru că eu știu că polițiștii din Buzău, mai ales cei care acționează pe DN285, sunt recunoscuți pentru faptul că
Sunt prezenți. De ce, uite, în ultima perioadă am făcut drumul Buzău-București de câteva ori și vreau să spun că numai pe raza județului Buzău am întâlnit pe DN285 polițiști de la rutier. Cu Da, radare sau în trafic. probabil că prezența acestora, într-adevăr, prezența poliției rutiere pe acest drum național este cunoscută și de alți conducători, de alți participanți la trafic, în special de cei care fac tranzitul către capitală sau către Moldova. Și probabil că acest fapt a influențat și acest trend descendent al evenimentelor rutiere. Numărul abaterilor, să zicem, la regimul de viteză, la nerespectarea regimului de viteză, se menține ridicat, pentru că, așa cum am spus și mai devreme, și intensitatea traficului este unul mai mare față de ceilalți ani. Ca urmare, și numărul abaterilor constatate este mai mare. Aș vrea să cred că, totuși, avem un trend descendent, dar, din păcate, nu este așa și ne pune un mare semn de întrebare acest lucru, pentru că totuși scopul nostru era de a avea o oarecare normalizare a conduitei conducătorilor auto și a celorlalți participanți la trafic. Totuși, vedem că nu este așa și din ce în ce se constată o intensificare a acestor abateri, a acestor nereguli și, ca urmare, și mai multe accidente rutiere. Așa cum am zis mai devreme, avem o cauză principală ca accidentul grave, aceea disciplină pietonală. Da, traversarea drumului prin locuri Exact. nepermise și sunt multe Exact. accidente Și produse pe timpul nopții. pe timpul nopții, însă și pe timpul zilei avem în municipiul Buzău multe accidente de acest gen și în municipiul Râmnicu-Sărat. Am registrat de asemenea foarte multe accidente, ceea ce, mai ales în Râmnicu-Sărat, nu era o caracteristică, însă în acest an, din păcate, au sărit în top, Da, poate ca că să și spun lumea așa. acum să discutăm. Să atingem și o latură socială, zicem, lumea e mai agitată, mai tristă, mai cu gândul în altă parte și Da, am văzut că că în lucrurile ultima astea lună depind de atenție s-au până produs la mai urmă. multe evenimente, într-adevăr, în ultima lună și tocmai de aceea vrem și să intervenim mai ferm și mai prompt, tocmai pentru a nu ne strica sărbătorile de iarnă, sărbătorile acestea creștinești, să nu avem prieteni, cunoscuți, mă refer nu numai la noi, dar și la toți cetățenii, să nu avem probleme de acest gen, pentru că un accident rutier, așa cum am spus și altă dată, implică mai multe aspecte și pe lângă aspecte materiale și aspecte familiale și sociale. Așa este. Noi ne permitem în acest moment să dăm start unei prime runde pentru telespectatorii care vor reuși să intervină. Primii doi telespectatori care vor reuși să intervină în direct și își vor exprima opinia în legătură cu subiectul din această seară vor fi înscriși automat la concursul organizat de TV Buzău de sărbători pe data de 23 decembrie. Așadar, vă așteptăm să sunați. Primii doi telespectatori vor fi înscriși în concurs. Reamintim, regula este foarte simplă în ceea ce privește participarea. O singură participare aveți dreptul, iar această regulă este valabilă, evident, pentru toată familia, pentru că au mai fost telespectatori care nu s-au gândit că totuși nu este normal să participe mai mulți membri din aceeași familie. Bun, revenind la ce spuneați dumneavoastră, domnul Dinu, vreau să vă întreb în privința dacă în 2015 ați primit întăriri ca număr de polițiști Întăriri au la fost, rutier. într-adevăr, întăriri au fost, nu semnificative ca număr, dar ne-au ajutat și am reușit să mai domolim, așa să zic, impetuozitatea conducătorului auto. Așteptăm în continuare astfel de întăriri, pentru că deja aceasta o cere, o necesită și realitatea de zi cu zi și noi apreciăm că va fi undeva în creștere în momentele sau în anii următori. Este ceva normal, de fapt, și nu putem să ne mai gândim că va fi ca în trecut. Ceva asemănător ca în trecut. Da. Și ca dotări, am impresia, nu? Dacă nu mă înșel, chiar pe final de an, așa ați primit mașini. Da, într-adevăr, așa este. Poliția rutieră la nivel național a fost dotată cu acele vehicule Volkswagen Polo. A fost o acțiune a conducerii Inspectoratului General Poliției Române de impact și a conducerii Ministerului. Noi, de
din urmă cu aproximativ 5 ani de zile nu mai primisem tehnică nouă. Iată că acum am primit și aceste autovehicule și care ne ajută în activitatea noastră zilnică și ca vizibilitate în, pe arterele buzoiene. Da, între timp o să vorbim cu primul telespectator care a reușit să prindă linia care e destul de accesată de către telespectator în această perioadă a concursului. Bună seara! Bună seara, domnul Mihai! Bună seara! Dumneavoastră și distinsului invitat! Cum vă numiți dumneavoastră? Ghiță Costel. Domnul Ghiță Costel, da? Da. De unde sunteți, domnul Ghiță? Municipiul Buzău. Din municipiul Buzău. Ia spuneți dumneavoastră, cum vedeți problematica rutieră în municipiul Buzău? Mi se pare că traficul este foarte, foarte aglomerat. Mi se pare de asemenea, având în vedere circulația, o să mă refer puțin și la parcări. Vă rog. Mi se pare că este destul de dificil pentru cetățeni să circule, având în vedere că majoritatea trotuarelor sunt ocupate. Ca atare suntem obligați să mergem pe drum și să fim cât se poate de atenți la mașini să nu se întâmple, Doamne ferește, un accident. Și cum vedem? Ar fi necesară intervenția poliției rutiere și a primăriei, probabil, și astfel să intervină în soluționarea acestei probleme pentru noi cetățenii. De asemenea, domnul Mihai, aș vrea să vă felicit pentru emisiunile care le faceți inclusiv cu domnul profesor Mircea Costache. Mulțumim, dar eu zic să felicitați întreg TV Buzăul, pentru că suntem o echipă. Că... Bineînțeles. Felicit pe toți colegii dumneavoastră pentru emisiunile deosebite pe care le fac. Vă mulțumim încă o dată. Vă urmărim cu interes. Chiar suntem bucuroși de faptul că sunteți suficient de imparțiali. Și noi ne bucurăm faptul că ați observat lucrul acesta. Bineînțeles. Este vizibil pentru că, vă spun sincer, dacă tot am avut șansa să intru în direct, ne-am săturat de atâta corupție și chiar prin intermediul domniilor voastre, mai ales că aveți invitat un comisar șef din cadrul IPJ-ului, am dorit, dacă se poate, să faceți publică și să insistați pentru introducerea răspunderii și a magistraților. Pentru că articolul 16 alinia 2 din Constituție spune că nimeni nu e mai presus de lege, însă ei sunt. Da, se discută și la nivel național despre acest lucru cu răspunderea magistraților. Polițiștii nu sunt magistrați, nu sunt în rândul magistraților. Nu sunt, dar... face parte din sistemul judiciar. Iar rugămintea noastră la dumneavoastră, la oamenii din televiziune, din presă, este să ne ajutați pentru introducerea răspunderii magistraților, întrucât ați rămas, cred că, singura noastră speranță. Da. Bun. Domnul Ghiță, dumneavoastră ne-ați felicitat. Este rândul nostru să vă felicităm pentru că ați fost înscris în... cursa pentru obținerea unui premium, vedeți dumneavoastră aici în studioul TV Buzău, zeci de premii ce vor fi oferite pe 23 decembrie într-o ediție specială în care vor fi invitați zeci de telespectatori care au reușit și să intre în direct, la fel ca și dumneavoastră, domnul Ghiță, veți avea un premium garantat. Acum, ce o să extrageți dumneavoastră din bolul acela cu numere și cu premii, va fi norocul dumneavoastră. Dumnezeu înainte. Da, vă mulțumim pentru intervenție. Rămâneți alături de TV Buzău. Cu mulțumim, siguranță. Domnul Ghiță Costel, și alături de colegii mei din regia de emisie pentru a vă da mai multe amănunte. Bun, așteptăm și al doilea telespectator care să fie înscris în această primă parte a emisiunii în concursul nostru de sărbători. Între timp, domnul Dinu, vedeți, iar atingem problematica rutieră din municipiul Buzău. Lipsa locurilor de parcare. Faptul că pietonii uneori trebuie să facă slalom printre mașini și multe alte probleme care în continuare sunt sesizate de cetățeni. Da, așa este. Mai ales în această perioadă se cunoaște o intensificare și o aglomerare a traficului din urba noastră, în special în zonele supermarketurilor.
Acolo noi am intervenit și colegii noștri din municipiu au intervenit cu dirijare și împreună cu poliția locală încercăm să răspundem nevoilor cetățenilor, dar aș vrea să spun că ar fi mai bine dacă s-ar putea să ne deplasăm și cu mijloace de transport în comun, să parcăm eventual autoturismul undeva unde sunt parcări amenajate sau unde nu trebuie să avem acces direct în magazin din autoturism. Într-adevăr, atunci se produc aceste aglomerări și ambuteiaje. Iar în ceea ce privește lipsa parcărilor, se cunoaște și bănuiesc că administratorul drumului Da, aici e vorba de primărie. a primit mai multe solicitări și din partea noastră și din partea societății civile și bănuiesc că lucrează ca să găsească soluții în acest sens. Din punct de vedere al sancționării celor care parchează neregulamentar, noi ne-am adus aportul și ne aducem aportul zilnic împreună cu cei de la Poliția Locală și încercăm să-i determinăm ca să nu mai ocupe acele zone care împiedică traficul pietonal. Bun, domnul Dinu, o să vă întreb apropo de aglomerația asta de sărbători, mai spre finalul emisiunii, ce recomandare aveți și, bine, una dintre ele cred că ați dat-o deja, cea a utilizării mijloacelor de transport în comun, pentru că sunt situații de sărbători unde chiar practic mai bine nu ieși cu mașina din parcare, nu te duci în oraș că n-ai nicio șansă Da, mai ales să că răzbați distanțele sunt relativ aventura, adică. scurte din municipiu și ar putea Dar fiind fi. multe lucruri de cumpărat, nu poți să Da, te duci decât fiecare poate să-și facă un plan dinainte și să acționeze în acest sau sens. să le luăm așa treptat cumpărăturile de sărbători. Bun, mai avem al doilea trespiator, na? Încă vorbim? Bun. Rosturile de la mărăcine au fost rezolvate? Da, acolo au fost lucrări efectuate de Că lucrarea către. aceea de pe pot, gata, am Exact, scăpat? sunt finalizate și noi să nu mai avem bătăi de cap din acest punct de vedere. Am văzut că aici mai spre rondul din lângă cartierul Orizont sunt niște de astea care trebuie ocolite. Vă referiți la cele limitatoare. Da, da. Acele au fost, dacă știți dinainte, au fost montate în urma unui accident foarte grav, cu urmări foarte grave. A fost vorba de o familie care a fost decimată Am văzut că e pe mai trecere puternică asta pieton. pusă. Da, E ele, una cele care au mai fost puse dură. imediat atunci au fost uzate și s-au extras de acolo. Acum, asta care au fost montate, bănuiesc că vor avea o viață mai lungă, să zic așa, și determină Cu conducătorii siguranță. auto de a încetini la acea trecere de Dacă nu pietoni. încetinești acolo, ai încurcat-o. Mașina, mai precis. Bun. Bună seara, îi spunem celor de-al doilea trespector. Norocos, spunem noi, pentru că e destul de greu să prinzi linia săptămâna aceasta la noi, la TV Buzău. Bună seara! Bună seara, bună seara și invitatului dumneavoastră. Câteva probleme referitoare la trafic aș avea. Dumneavoastră vreți să participați la concurs? Da, de ce nu? A, pe atunci am onoarea cu domnul George Zlatovici. Vladovici. Zlatovici, am dat datele Domnul la Zladovici. operatorul Pentru o transparență, să știți că facem asta în direct, să fie toate numele, dumneavoastră. pentru că să nu existe discuții. Ok. Înțelegeți Am dumneavoastră. înțeles. Domnul Zladovici. Zlatovici, cu Z și cu T. Zladovici. Așa. Deci, în primul rând, în nenorocita aia de curba morții de pe centură, de la Dedeman spre fabrica de bere, apreciez foarte mult că s-a făcut separatorul de sensuri. Într-un final. Dar, din păcate, datorită camioanelor care mai trec pe acolo, în acostamentul de pe dreapta, la un moment dat, o porțiune de vreo 20-30 de metri, este o diferență între asfalt și acostament. Deci o groapă de cel puțin 20 de centimetri. Este foarte periculos dacă o mașină mică scapă pe acolo cu roțile din dreapta, să mai întâmplă alte nenorociri. Mai ales că se circulă cu viteză foarte mare în curba respectivă. Deci asta este o problemă. A doua problemă. Invitatul dumneavoastră a spus că sunt probleme cu parcările în Buzău, dar totuși, cât de mari ar fi problemele cu parcările, eu nu înțeleg de ce chiar și în zona centrală se admite ca mașinile să parcheze în intersecții, efectiv între cele două treceri de pietoni. De exemplu, intersecția Colonel Buzoianu cu Unirii. Deci acolo permanent o să vedeți cel puțin una, două mașini și nu sunt daci de astea amărâte, care parchează ostentativ în zonele respective, uneori călcând chiar și pe zebră.
sunt jeepuri de astea înalte, nici nu vezi la dreapta dacă vrei ca să te înscrii, din, de exemplu, din Colonel Buzoianu pe Unirii. Altă problemă. Vă rog. Duminica, pe podul de la Drăgaica. Cum naiba să admite? În Buzos este alt regulament de circulație. În regulament scrie că parcarea pe poduri este interzisă. Se parchează până la jumatea podului, până la linia ferată. Nimeni nu zice nimic. Trec mașinile de poliție, numai că nu-i salută și nu le zic bună ziua. Eu înțeleg că este aglomerația, dar se poate parca pe străzile adiacente. Am sezizat și la primărie treaba asta, am rugat ca să se facă o parcare sub pod, pe ambele părți ale podului. Noi parcare am amenajat. Da, am făcut este și o soluție. Am făcut și un material legat de ceea ce este sub pod acolo, adică s-a transformat într-o rampă de gunoi, de efectiv, zona respectivă de sub pod. Da, mă rog, când deci, poate să fie... Nu mai e, deci de când s-a îngrădit, parcă nu mai e chiar așa de mult gunoi. Poate pe partea elaltă, spre zona industrială, să mai depozitează câte ceva. Da. Dar să revenim la circulație. Vă rog. Deci asta cu parcările, deci, încă o dată vă spun, nu știu, e în sarcina numai poziții locale ca să sancționeze parcările ilegale. Bun. Mai aveți și altceva de întrebat? Nu, atât. Mulțumesc. Bun, atunci vă felicităm și pe dumneavoastră, da, domnul Zlatovici, pentru că ați fost înscris. Rămâneți cu ai mei colegi în regia de emisie pentru bine, mai multe detalii. Da. Domnul Zlatovici a fost înscris, la fel ca și domnul Ghiță, în concursul nostru. Pe 23 decembrie, cu siguranță, nu va pleca cu mâna goală de aici, de la TV Buzău, dintr-o ediție specială în care vom acorda 10 de premii. Bun. Haideți să le luăm pe rând și foarte, da, pe scurt. Nu, aș vrea să pornesc cu parcarea. Nu este numai problema poliției locale, cum a vrut să întrebe dânsul. Și Poliția Națională și Poliția Rutieră din municipiul Buzău are atribuțiuni în acest sens și acționează pe această linie. Și nu spun vorbe de complezență, pur și simplu așa se întâmplă. Într-adevăr, încă o dată repet, sunt zone foarte aglomerate și acolo sunt... parcări neregulamentare sau mai puțin regulamentare, care sunt urmărite de ambele forțe de poliție, Poliția Locală și Poliția Buzoiană Națională. Nu vreau să spun, nu pot să spun că se rezolvă această problemă într-o zi, într-o oră, într-o două, sau dacă se rezolvă într-o oră, în următoarele ore se aglomerează din nou, ca atunci când dispare poliția sau mașina de poliție din zonă. Acest aspect aș vrea să cred că se poate rezolva și prin educația noastră și prin, așa cum a spus și dânsul, să nu se mai parcheze, să nu se mai parcheze așa ostentativ și să apară opinia publică atât de virulentă împotriva acestor conducători auto. Nu este de lăsat la o parte faptul că aceste măsuri contravenționale sunt puțin îngreunate de către legislație, în sensul că dacă un echipaj de poliție identifică un autovehicul care este parcat neregulamentar, nu identifică și conducătorul auto și în acel moment intervine o procedură mai puțin mai greoaie, așa cum am spus, bun, pentru a-l identifica. Din punctul meu de vedere, pentru că, bine, aici sunteți dumneavoastră diplomat, dar având în vedere că este o zonă acolo, la Drăgaică, și se organizează acel talcioc duminica, până la urmă, cea mai mare responsabilitate ar trebui să o aibă primăria, administratorul drumului. Da, vreau pentru să ating și acea problemă, pentru într-adevăr. Pentru că aici locurile de parcare trebuie create de administratorul drumului, în moment ce dă drumul, autorizează un talcioc acolo în Drăgaică, să creeze și infrastructura sau, mă rog, condiții să pentru... nu avem, într-adevăr, e foarte bine a spus trebuitorul nostru, domnule, la Buzău e altă regulă, adică să parchează efectiv pe pod, adică unde așa ceva... Legat de intersecția Colonel Buzoianu cu Unirii. Și sunt multe alte intersecții unde sunt se parchează într-adevăr, chiar pe... Cum am spus și eu, se parchează neregulamentar și ostentativ câteodată și ceea ce atrage această luare de poziție din partea cetățenilor. Încă o dată revin și spun că aceste locuri de parcare sunt nu ajung pentru numărul de autovehicule din oraș și creează aceste probleme. Cu puțină bunăvoință din partea noastră am putea să ne rezolvăm aceste probleme în mod reciproc, atât din partea noastră... Adică, domnule, trebuie să existe un respect în trafic, despre asta vorbim. Exact, o civilizație, așa cum ne ducem afară dacă și nu putem respectăm să disciplinăm prin mișcă, amenzi.
Exact. Că sunt mulți care își permit să plătească amendă și să își pună mașina unde... Da, de-aia ziceam că este undeva un compromis sau o jumătate de lungime din partea amândor. Adică noi ca poliție care acționăm și continuăm să dăm amenzi și cei care parchează în modul acesta și nu înțeleg să se alinieze normelor rutiere. Vreau să mă refer pentru... Morții. Da, exact, vreau să mă refer acolo. Noi am făcut solicitare către primărie pentru a repara, pentru a aduce acel acostament la nivel cu restul carosabilului. Am efectuat o altă solicitare pentru a monta acei separatori de trafic și în acea doua curbă, dar după Ferca de Bărâm, unde au mai fost evenimente rutiere în acest an. În măsura în care dânsii găsesc aceste mijloace financiare care sunt, din păcate, foarte necesare, l-ar putea rezolva. Și cred că se poate rezolva, nu acea groapă se poate astupa foarte... Dar nu ar fi o investiție foarte mare, da, nu, exact, nu ar fi nu foarte de o mult... sumă foarte mare pentru a regla exact. Situația acolo. Știm de ea și așa cum am spus, deci am adus la cunoștință la administratorului drumului. Bun, înainte de a lua o scurtă pauză de publicitate, acum este momentul să acordăm o cină pentru primul telespectator sau telespectatoare. Deci să intervină acum, să sune vorba unei domnișoare care era, să sune telefonul. Deci primul telespectator care va suna va câștiga o cină pentru sâmbătă 19 decembrie la un restaurant din orașul Buzău. Bun. Tot așa, mi-am mai notat aici câteva probleme legate de parcări. Am discutat, dar nu foarte mult. În zona centrală este într-adevăr o problemă și la corabie, mă rog, cum zice, la direcția de finanțe acolo. Deci, nu știu, mă îngrozesc cum pot unii să-și lase mașinile. Da, exact, prima bandă mai e deja ocupată, cum vii dinspre Ron, te duci înspre zona băncilor. Exact, ce e ceva mai devreme, așa, adică acolo avem, așa, e peste grămadă, ne descurcăm acolo, nu pot să înțeleg. Este trecerea foarte, de pietoni, lăsate. Este foarte greu de înțeles, pentru că nu se poate înțelege așa ceva și ce vorbeam și mai devreme. Avem echipaj care este blocat acolo și de la noi și de la poliția locală pentru a descongestiona traficul din zona aceea. În măsura în care atât în zona Carrefour și în zona Unirii este altă problemă pentru fluidizarea traficului, în condițiile în care tot tranzitul către București intră prin orașul nostru și folosește mai puțin varianta pentru a efectua diverse cumpărături, în sfârșit nu mai contează acest aspect, dar vreau să spun că toată lumea, toată poliția rutieră este mobilizată în aceste zile pentru fluidizarea traficului și a încercat să găsim o soluție de a ne purta cât de cât civilizat și de a crea o oarecare stare de confort în trafic. Da, bun. Haideți să luăm, a sunat deja telefonul, să luăm intervenția. Este o doamnă sau un domn? Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Aole, iar avem sunet din ăsta așa deosebit. Cum vă numiți? Foarte repede, vă rog! Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Cum vă numiți? Bărsan Constantin mă numesc. Domnul Constantin, vă da? Felicităm, suntem nevoiți din cauza acestor probleme tehnice pe care și noastre le sesizați. Dar nu știu, se audă niște probleme. Da. Domnul Constantin, ați câștigat o cină cu soția, mergeți sâmbătă? O cină, dacă ar merge la Orchidea. Da. Da? Da. Cu cine veți merge? Cu soția. Vă felicităm. Ce să vă zic? Să petreceți așa cum se cuvine sâmbătă seară. Bine, vă mulțumesc. Rămâneți mult. Cu ai mei colegi în regia de emisie să vă ia mai multe date, să vă dea mai multe amănunte și rămâneți și pe TV Buzău. Bine, sărbători. O să luăm acum o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu problematicile rutiere, dar și cu încă două premii. Vom mai înscrie un telespectator în concursul de pe data de 23 decembrie, dar vom mai da încă o cină pentru data de 19 septembrie la un restaurant din orașul Buzău, revenind după pauză de publicitate.
Da, am revenit a doua parte a emisiunii noastre la TV Buzău, discutăm despre problemele din traficul buzoian. Foarte multe intervenții în prima parte, cei drept și ocazionate de concursul organizat de sărbători de TV Buzău. Vom oferi pe data de 23 decembrie 10 de premii pentru cei care sunt înscriși în concursul nostru. Mâine va fi ultima zi de concurs, iar în a doua parte a emisiunii, doi telespectatori vor avea norocul de respectiv de a câștiga o cină romantică, dar și de a fi înscris într-o în marea extragere, în marea tombolă de pe data de 23 decembrie. Rămâneți cu ochii pe noi, pentru că în câteva momente o să dăm semnalul de concurs. Bun, între timp reamintesc faptul că în studioul TV Buzău se află comisarul șef Silviu Dune, este șeful biroului Drumuri Naționale din cadrul Poliției Rutiere. Oriunde sau de câte ori discutăm despre problemele din traficul rutier, dăm de orașul acesta Buzău. Înțeleg că primăria și-a exprimat dorința, și dacă și-a exprimat dorința, să vedem și în realitate, de a realiza un rond la intersecția dintre strada Chirisigii cu Frăsinet. Vai, ce parfum ar fi! Da, așa este. Deși iau în calcul mai multe variante și propuneri și ale noastre și ale specialiștilor dânșilor. Ele au fost discutate în urmă cu ceva timp și probabil că acum s-a trecut la faza practică de punere în realitate, să zic așa, punere în practică. Mai este varianta unui drum care se ducă de la Bazinul Olimpic către cartierul Orizont, de a ocoli, să zic așa, zona supermarketurilor. Cei care nu sunt interesați să nu mai stea în acea aglomerare și să ajungă direct pentru relația cu podul Mărăcineni și DN2 mai departe. Deci sunt niște variante care le-au luat în calcul și care vor să le pun în practică. Acum să sperăm că aceste lucruri vor fi realizate cât mai repede pentru buzoieni și pentru fluidizarea circulației în general. De, pentru că, de exemplu, la ieșirea din Frăsinet, de fapt, la ieșirea din Chirisigii în Frăsinet, avem aceeași problemă zilnică. Mașinile parcate pe partea dreaptă, care practic ocupă banda aceea de banda de mers și cei care vor să vireze la dreapta spre zona sălii sporturilor, vai de ei, trebuie să aștepte să creează acolo ambuteiaje. Da, așa este. Acolo s-a luat în calcul și un sens unic către școala 11, însă exista un punct de conflict cu, s-ar fi creat un punct de conflict cu cei care veneau dinspre sensul giratoriu din zona Episcopiei și ca să nu creăm altă aglomerare, am zis că facem această ieșire cu sensul giratoriu, care, într-adevăr, este o soluție foarte bună și pentru fluidizare și pentru toate direcțiile de virare. Bun, anul acesta au fost majorate amenzile? Majorarea a intervenit ca urmare a majorării și salariului minim pe economie. Da, exact. Au fost în două tranșe, la 1 ianuarie și la 1 iulie. Se vede vreo schimbare? Sau? Ele au fost percepute la acel moment ca atare, ca o majorare bruscă, însă pe parcurs am intervenit rutina. Adică ne obișnuim și cu noi la probleme. Nu este o mărire semnificativă. Pe total, la un an de zile, este vorba de 100 de lei. Deci, la acest moment, vis-a-vis de 1 ianuarie, pardon. Așa cum spuneam, nu este o mărire semnificativă care să-i fi determinat, ce am observat noi până acum, care să-i fi determinat să se mai potorească, mai vorbim în termenii noștri. Nu vreau să spun că măririle care s-au preconizat a fi acum un an și jumătate și de care efectiv se speriase lumea ar fi fost poate mai bune. Cred că totuși recurgem la elementul uman și, așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme, asta ar fi cea mai bună soluție. Da, mai avem până când reglăm situația la capitolul acesta. Primul telespectator care intervine în direct va fi înscris automat la concursul nostru de sărbători
Pe 23 decembrie, TV Buzău va oferi 10 de premii pentru telespectatorii fideli. Așadar, așteptăm o primă intervenție telefonică. Cel care va avea norocul să prindă linia va participa la marea extragere de pe 23 decembrie, atunci când toți cei care vor veni în platoul TV Buzău vor pleca cu ceva de aici, evident. Bun, domnul Dinu, v-am întrebat, spuneați la un moment dat aveați o exprimare și să nu fie interpretată, pentru că ziceați de echipaj, toate echipajele noastre sunt pe, sunt pe străzi. Să nu se înțeleagă că sunt foarte multe, pentru că de obicei nu sunt cetățeni, mulți cetățeni care să aibă cunoștință că totuși echipajele astea nu sunt foarte multe. Da, bineînțeles, nu că... sunt foarte multe, nu acoperă, cum am vrea noi să acoperim nevoile traficului rutier din municipiul Buzău. Am vrut să mă refer la faptul că avem tot personalul disponibil pentru da, această perioadă. Exact. Adică, adică să nu se înțeleagă că avem concili, foarte... Nu avem alte probleme deosebite și noi am dispus ca să acoperim cel puțin zonele importante din municipiu, dar și pe drumurile naționale cu, astfel, cu aceste echipaje, pentru a crea fluidizare și o dirijare eficientă a traficului rutier, mai ales când ne așteptăm ca să crească de la zi la zi până aproape de sărbătoarea Crăciunului această intensificare. Să fie o mare problemă cu traficul, mai ales în zona supermarketurilor și la intrare și la ieșirile din municipiul Buzău. Da, îi spunem bună seara unui telespectator, cel care a avut acest noroc, această șansă de a prinde linia telefonică. Bună seara! Bună seara! Bună seara, cum vă numiți? Simeon Aurel. Domnul Simeon, ce părere aveți despre... Sunteți din Buzău? Da, din Buzău, da. Da, ce probleme ați dori noastră să semnalați în privința traficului? Sigur, am două probleme. Vă rog. Prima a dezbătat-o un domn mai înaintea mea, legătură cu parcările de pe trotuare, care e o problemă deosebit de gravă. A doua problemă e parcările în stație de autobuz. În Dorobanți 1, permanente autoturisme parcate în stația de autobuz. 10 și 5. Și oprește autobuzul în mijlocul drumului. Da. Am da. Mai permis să se zărbește. Astea sunt două probleme care vă deranjează cel mai mult pe dumneavoastră. Asta în primul rând, pentru că eu circul cu autobuzul și trebuie neapărat când coborâm acolo, trebuie să dăm peste mașinilor. Dar e permanentă treaba asta. Da, plus că se creează blocaje în trafic, pentru că autobuzul nu poate să intre în alveole, trebuie să oprească pe sensul de mers, să blocheze efectiv. Da, bănuiesc că ce e la gura șoferilor de transbuz, de la transbuz? Da. Am înțeles. Domnul Simion, dumneavoastră urmăriți în general emisiunile TV Buzău? Vă urmăresc permanent. Ce apreciați și ce nu apreciați? El seară și alaltă seară, domnul comandant, m-am numărit. Da, dar ce apreciați și ce nu apreciați la TV Buzău? Că primim și sugestii și reclamații. În primul rând, eu vă mulțumesc personal pentru emisiunile care le faceți. Și dragă echipa dumneavoastră, sunteți la cota numărul 1. Mulțumim. În domeniu. Vă felicit pentru această inițiativă de a da aceste premii, ceva nou la noi în oraș. Da, am mai avut această inițiativă, să știți. De aceea noi, de fapt, noi ne respectăm blazonul. Nu mi-aduc aminte, acum un an o fi fost, deci nu mi-aduc aminte. Nu e niciun fel. Da, vreau să reamintesc eu, ca să nu... Da, nu este pentru prima dată, oricum. Vă mulțumesc, dacă e așa, eu nu vă contrazic, că știți mai bine ca mine. Nu mi-aduc aminte, poate a fost. Bun, domnul Simion. Da. Așadar, pentru după amiaza și seara de 23 decembrie, să nu vă faceți alte planuri decât o vizită la TV Buzău, da? Da. Acum le-am mai spus și celorlalți telespectatori. Dumneavoastră, cu mânăța dumneavoastră, vă trageți de fapt la sorți premiul. Da. Felicitări! Eu vă mulțumesc. Vă felicităm și pe dumneavoastră, domnul. Fericite. De asemenea, oricum, ne vom vedea pe 23 decembrie. Da. Mulțumim de intervenție și mulțumim că ne urmăriți și mulțumim și de aprecieri. Bun, suntem aproape de finalul emisiunii, domnul Silvedinu.
Haideți să discutăm și despre aceeași eternă problemă a parcărilor din stațiile de autobuz. Vreau să intervin și eu cu dânsul în direct, dar n-am mai putut. Într-adevăr, așa cum a și semnalat dânsul, avem această problemă și în parcările din alveolele pentru mijloacele de transport în comun. De altfel, nici nu se uscase bine sau nu se răcise bine asfaltul din alveola confecționată de curând în parcarea de vis-a-vis de contactoare, de fosta contactoare pe strada Amestecului și câțiva locatari din zonă opriseră, își parcaseră autovehicul în acea alveolă confecționată special numai pentru mijloacele de transport în comun din municipiul Buzău. A fost nevoie ca să intervenim tot așa în forță, să zic, și să descongestionăm zona. Mai avem o problemă în centru, în zona magazinului Avantaj, care aproape veșnic este ocupată de conducători auto care parchează în zonă pentru a cumpăra covrii sau pentru a se deplasa la locul de muncă, ignorând faptul că acolo este o stație de autobuz. Așa cum a spus și dânsul mai devreme, și în zona Dorobanți, poate că echipajele din municipiu n-au mai fost prezente în acea zonă, însă bine că am aflat și vom dirija în acea zonă, o să vă convingeți și dumneavoastră cu propriile simțuri că vor veni și vor descongestiona traficul din zonă. Aș vrea să spun că această problemă este mai veche și, deși a fost lăsată și mai mult ea pentru poliția locală, cred că eficiența a fost mai scăzută și, ca urmare, vom interveni din nou pentru normalizarea situației. Da. Din experiența tuturor, să zicem, așa, sărbătorilor de-a lungul anilor, situația nu cred că va fi diferită. Vom avea acele blocaje în trafic. Care ar fi recomandarea dumneavoastră, de fapt? Așa cum am spus la începutul emisiunii, ar fi bine sau de dorit ca cei din zona magazinelor, principalelor atracții comerciale, să încerce să limiteze deplasarea cu autoturismul personal sau să parcheze într-o zonă puțin mai depărtată. Dacă mergem pe jos 20 sau 50 de metri, nu cred că este greu. Să nu încercăm să mai ajungem cu magazinul chiar în zona, chiar în ușa, cu autovehiculul, chiar în zona magazinului pe care vrem să-l frecventăm. Aș fi vrut ca să, și asta o să avem noi în vedere, să deviem tranzitul către București sau către Moldova, să-l deviem pe centură, pentru că este o centură ocolitoare foarte bună până în momentul de față și se poate deplasa omul pe acolo cu o viteză cât de cât ok. Și ce să zic, acum fiecare depinde de modul de a înțelege aceste semnale ale agentului de circulație și să nu fim prea nervoși, pentru că... Și să nu creadă în acea, mă rog, știți că să mai fac glume, e clar, e un polițist în intersecție. Da, tocmai pentru asta este și pus, pentru a fluidiza traficul. Da, unii spun că atunci când așteaptă prea mult, e clar că e un polițist în intersecție. Da, iar când nu este în intersecție, se dă telefon la 112. Da, și de ce nu e? Da. Asta este rolul nostru până la urmă, ca să fluidizăm și să descongestionăm traficul acolo unde e nevoie. Da. Bună seara, sărmâinile! Bună seara, bine v-am găsit. Sărămâinile, și noi ne bucurăm că ați intervenit în direct. Să știți că aveți noroc să prindeți. Da, să știți că mă chinu. M-am cam chinuit, cam toată săptămâna. Sunteți norocoasă, iată, și dumneavoastră. Cu toate că nu sunt, dar în seara asta sper că am avut noroc. Păi uite că ați avut, deja gata. Știți că ați câștigat ceva, nu? Da. Știți ce ați câștigat? Cred că o cină romantică. Acum nu știu dacă va fi romantică. Deci cred că a noastră colegă Marlena, ea e romantică, incurabilă și se gândea la o cină romantică. E o cină, doamnă. Dumneavoastră, depinde de dumneavoastră cu cine mergeți să o faceți romantică. O fac eu romantică. Îmi găsesc eu o prietenă. Da. Îmi cer scuze, nu v-am întrebat cum vă cheamă. Simona Andreana. Simona Andreana. Andreiana.
Andreiana Simona, da? Da. Și cu cine vă duceți? Cu o prietenă, spuneați? Da. Da. E, cu cine doriți dumneavoastră, oricum puteți să, da, să mergeți. Da. Urmăriți programele noastre în general? Cu mare drag și mare plăcere. Da, ce reclamații aveți? Că evident. Vreți că... vaccin? Nu, nu, n-avem, n-avem. Nu se poate, dumneavoastră, să n-aveți. Ce doriți să mai vedeți la TV Buzău? Să știți că, într-adevăr, abordați și aveți subiecte cu pe tematică în care ați cuprins inclusiv din toate tipurile, chiar și pentru persoane cu dizabilități. Sunt președinta persoanelor cu dizabilități, cred că mă știți. Da. Așa? Da. Și... și felicitări pentru poliția pe care este alături de noi. Am înțeles că și el sau alaltă a avut o acțiune care a cuprins în centru, pe zona tribunalului, unde s-au da, pentru locurile special amenajate persoanelor cu dizabilități. Corect, da, da, da. Și de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, știu că se exact. Internațională, și atunci am vrut să intru în direct și n-am reușit. Da. Da. Doamna Andreiana, vă felicit pentru cina câștigată, numai bine, sănătate. Mulțumesc. Și mulțumim că, vă mulțumim că ne urmăriți, ceea ce dorim, ceea ce ne dorim și în continuare. Da, domnul. Să rămâne numai bine, o seară plăcută. Din păcate, trebuie să încheiem această emisiune. Ce le urați șoferilor? Ca să ce putem să le urăm? Ce să le urați șoferilor? Să le urăm să aibă anvelope, în primul rând, o urare specială de sărbători, să aveți anvelope de iarnă. Da, să sperăm că nu va fi totuși nevoie, că timpul va ține unii cu noi. Unii își doresc să ningă, domne, că nu se poate Crăciun fără... Se poate ninge, poate să ningă la munte, da. Acolo poate să ningă, nu nicio problemă. În sfârșit, până acum a fost o iarnă mai blândă, să zic așa, și nu a fost nevoie, cu excepția începutului lunii noiembrie, dacă nu mă înșel, acolo am avut un episod de ninsoare mai abundentă. Și vom vedea ce va fi pe parcurs. Până acum, cel puțin, nu am avut probleme deosebite din punctul ăsta de vedere și să sperăm că lumea a înțeles problema și că și-au echipat din timp autovehiculele cu anvelopele de iarnă strict necesare pentru a face față unei carosabile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Iar din punct de vedere al sărbătorilor, așa cum am spus mai devreme, aș vrea să le urez sărbători fericite și să nu fie implicați în evenimente rutiere. Cea mai bună urare, ce bine ar fi. Da, vă mulțumesc, domnul comisar șef Silviu Dinu, pentru invitație. Detaliile oferite și mult succes în continuare în activitate. Bănesc că nu vor avea sărbători liniștite polițiștii, pentru că vor fi mobilizați, ca de obicei, da, în zonele de interes. Într-un fel, suntem obișnuiți cu aceste sărbători. Asta și este meseria, le da? Le trecem. Vă mulțumim încă o dată, le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Nu uitați, mâine va fi ultima zi de concurs. TV Buzău oferă 10 de premii pe data de 23 decembrie. Mâine, începând cu ora 17 până la ora 21, la cele 3 emisiuni realizate în direct. Colega mea, Marlena Dinu, de asemenea Ilona de la Ida Duță și cu voia dumneavoastră eu, o să vă oferim ultimele premii din această campanie. Mai bine zis, pentru 9 telespectatori dreptul de a participa la Marea Tombolă de pe data de 23 decembrie și vom mai acorda mâine încă 3 cine. Așadar, rămâneți pe TV Buzău. Bine, acum o să dăm noi premiile astea, dar o să vă testăm dacă o să rămâneți și după ce terminăm campania asta. Nu de alta, dar așa este corect. Vă mulțumim, să aveți o seară excelentă, la revedere!